Rubrică oferită de Focalit. În anul 1651 s-a născut Jean-Baptiste de Lacel, A fost preot catolic francez, intemeitor al unei congregații religioase și sfânt. În anul 1777 s-a născut Carl Friedrich Gauss. A fost un matematician, fizician și astronom german celebru pentru lucrările despre integralele multiple, magnetism și sistemul de unități care îi poartă numele. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari oameni de știință germani. În anul 1857 s-a născut Eugene Bloer. A fost un psihiatru elvețian cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale semnificative la înțelegerea și explicarea bolilor mentale, respectiv la identificarea și denominarea Izofreniei. În anul 1883 a murit Edward Manet. A fost un pictor francez precursor al impresionismului. Creațiile sale au stârnit scandal și indignare, cu toate că Manet nu a dorit niciodată să provoace pe nimeni. A dorit numai să schimbe pictura și să o reînnoiască. Acesta a fost un ultimul pictor clasic și, totodată, primul pictor modern. În anul 1933 a murit Anne de Noël, A fost o scriitoare și poetă franceză de origine română, vedetă a saloanelor moderne din Paris la începutul secolului al XX-lea. În anul 1979 a murit Pantilimon Halipa. A fost un publicist și un politic român basarabean, unul dintre cei mai importanți militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia și pentru unirea acestei provincii cu România. În anul 1638, patriarhul Kiril Lucaris sfințește mănăstirea Podgoria Copou din iași ctitoria a domnului Vasile Lupu. În anul 1789, pe terasa de la Federal Hall din Wall Street, New York, George Washington depune jurământul devenind astfel primul președinte al Statelor Unite al Americii. În anul 1844, Alexandru Ioan Cuza s-a căsătorit cu Elena Rosetti Solescu, fica cea mare a postelnicului Iordache Rosetti și a Catincăi Rosetti, născută Sturza. Cu acest prilej, Cuza a refuzat să primească țiganii robie trecuți în lista totală a soției, fiind astfel primii care au acceptat hotărârea adunării obștești din 31 ianuarie 1844 de dezrobire a țiganilor. În anul 1993, jucătoarea iugoslavă de tenis de câmp Monica Seles, numărul 1 mond este înjunghiată de către un fervent suporter al lui Ștefi Graf. Această rubrică a fost oferită de Focality.